praf e pe aici, groaznic, groaznic, bă băiatule, după 2 luni în care n-am mai intrat pe harta asta, nu mă așteptam să fie atât de rău, dar oricum, bine te-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de Minecraft Ultra Hardcore. Pentru că a apărut 1.21, vreau să merg într-un trial chamber, așa că îmi iau armura pe mine și hai la treabă! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Pentru început, fiind pe ultra hardcore, am nevoie de un shulker întreg cu poțiuni de instant health, așa că le voi rezolva, după care mă ocup de niște poțiuni cu strength. Shulker plin cu poțiuni de instant health 2 bifat, câteva poțiuni de strength 2 bifate și acum voi da o tură până la villager pentru a face rost de o hartă către un trial chamber. Am reușit să scot acest villager dintre toți ăștia pentru că îi enorm de mult lag dacă mă bag acolo din cauza animațiilor și acum, prietene, fii atent, o să-ți pun în partea asta un cartography table, așa, hai, ia-ți job-ul! Știu că, bă, bune, ți-am pus cartography table în față, te rog eu frumos, nu mă face să mă chinui mai mult, ia-ți job-ul. Ok, băi, nu mă auzi? Fii atent, du-te jos și ia-ți job-ul atunci, hai, mai jos puțin, ia-mă job-ul! Aoleu, ok, asta înseamnă că trebuie să... Nu vrei să fac asta, așa că ia-ți job-ul. Exact, nu vrei să fac asta, ia-ți job odată. Aparent nu i-a plăcut acel cartography table, trebuia încă unul și și-o lua job-ul, așa că, prietene, fii atent cum facem, da? Din partea asta, atât, și voi lua de la tine emeralde pentru a face level. Acum trebuie să-mi deschizi trade-ul ăsta cu glasspane-uri. Cum să facem? Hai că le iau pe astea două, te las liber, să te plimbi pe aici. Important e să-mi dai ceea ce am nevoie. Așa. Și dă-mi încă un empty map, da? Gata. Un empty map să fie acolo. Și de final ar trebui să-mi deschidă un trial chamber map. Dar până un alta îmi mai trebuie niște emeralde pentru el. Ocean Monument. Ah, n-ai făcut level. Paoleo, serios? Bine, mai dă o hartă. Și acum trebuie să facă level. Prietenul meu, ia zi. Aoleu, bă. Ce... Așa, gata, și-a revenit. Atât, Trial Explorer Map. Însă îmi trebuie 9... îmi trebuie un compas. Atunci să rezolvă 4 bucăți de fier și crafting table-ul era în partea asta. Gata, prietene, 9 emeralde și mulțumesc pentru hartă. Mamă, ce departe. Dar nu trebuie să fie și un X pe harta asta? Din păcate, nu am niciun portal care să mă ducă mai aproape de acest trial chamber, așa că am luat-o la pas cu Elytra și pentru că eram curios de acel cartografer, am mai făcut un trade și mi-a dat exact aceeași hartă. Deci, dacă vreau harta către un alt trial chamber, trebuie să fac un alt cartografer. Extrem de ciudată harta asta, probabil după cum m-am mutat pe 1.21 de la 1.24, s-a întâmplat să apară câteva bug-uri, însă important este că l-am găsit aici pe nenea Trial Chamber. Acum să-mi pregătesc tot ceea ce am nevoie și anume poțiunile de strength, mai multe toteme la mine, de elitră nu am nevoie, așa că lăsăm chestplate-ul și poțiunile de instant health în caz de ceva. Acum shulkerele sunt acolo puse, beau prima poțiune pentru a fi full și poțiunea de strength. Bă, hai mă, revinoți. Așa, gata, am rezolvat merele de aur, totul pregătit. Hai la bătaie, bă băieți, Minecraft Trials Edition. Deci, începe ăsta să spawneze. Ce ziceți, bă băieții? Dar oare astea trebuie să le sparg sau nu? Nu cred că trebuie să le sparg. Nu știu exact ce am de făcut aici, sincer să fiu cu voi. E prima dată când vin în acest trial chamber. Ok. Deci trebuie să bat toți mobii care apar prin părțile astea și atunci automat îmi dă cheie de la spawnere după ce bat tot ce apare pe aici. Bă, nu mai dați! Fiți cu minți, tu ăsta e enchantat! Tu ăsta e enchantat când dai palpitații. Așa, și o chestie. Dăm și noi ceancurile mai mici ca să nu mai fie atât de mult lag prin părțile astea.
Atât. Ce se întâmplă aici? 3 capete, 3 head-uri. Nice, superb. Și asta mi-a dat cheie. Stai așa să-l sparg. Deci, din câte pot observa... Aoleu, ăsta e șmecher. Ăsta e mobul nou. Bun, l-am bătut pe ăla. Îl batem și pe ăsta l-alt. Deci, care e faza cu spawnerele? Aparent, trebuie să bat toți mobii care apar din spawnere și primesc loot. Ori cheițe, ori mâncare... Și voi plecați de aici, mă retrag puțin și dacă stau aici, ar trebui să pot pune loot-ul într-un alt shulker. Hai că îmi pregătesc din partea asta un shulker albastru. Bun, și aici voi pune tot loot-ul pe care mi-l dropează băieții ăștia grei. Așa, săgețile alea aruncă-le, torțele la fel. Voi lăsa și glass battle-urile. Bun, am două chei până acum. Aici poțiunile de weakness, de poison. Bă, nu vreau, mulțumesc. Apreciez că sunteți atât de drăguți încât să-mi dați poțiuni din astea. Dar chiar nu vreau. Ok, deci am arcul cu flame. Wait, what? Deci am flame park? Ah, nu-i arcul. Bă, ăsta nu-i arcul meu. Bă, ăsta nu-i arcul meu. Ce-am făcut cu arcul meu? L-am aruncat pe aici cumva? Mi-am aruncat arcul bun? Da, bă, nu. De ce am aruncat aici arcul bun? Nu. De ce am arcul power 3 și flame și punch? Aveam arc mult mai bun. Nici aici nu-i arcul. Ok, deci fără arc astăzi. Fără arc prin acest trial chamber, deoarece s-o cam dus. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Abar n-am, dar acum mă interesează să deschid voltul ăsta. Ia zi, prietene, îți dăm o cheiță și mi-a dat breeze balls. Ok, ok, mi-a dat wine charger, scuze. Da, chestii de la breeze. Și în partea asta ziceam că mai trebuie o cheiță sau tu ai dropat. Da, o dropat. Atunci cred că nu mai e nimic aici, pot coborâ la următorul nivel. Ouă, da, mulțumesc, chiar nu mă interesează ouăle alea. Cufere, sunt foarte curios ce se ascunde prin acele cufere. Și hai să începem cu tine. A, e gol, super. Săgeți de poison, bun, lăsăm blocurile. Ăsta e pentru loot. Și atunci merg mai departe. Aici ai încă un volt, poți să te deschid, da. Ce-mi dropează asta? Oh, nou armor trim, superb. Ca să-l pun la colecție și un morcov de aur. Apreciez treaba asta. Hai că voi lăsa totul aici. Deci mai trebuie flow armor trim și suntem bine. Plus capul ăla de mace. Da, ajungem și acolo. Mai jos, hai să mai coborâm. Deci, per total, un început promițător. Atât ca loot, cât și ca bătaie. Ăla, ci că e mult mai șmecher, din ce mi-aduc eu aminte. Așa că vreau să mă duc până la el. Și ar trebui să-mi dea un loot mult mai bun față de restul. Așa că... A, nu pot să... Nu pot să-i dau cheia asta. Îmi trebuie o cheie mai bună? Am înțeles. Atunci, hai, la bătaie. Și vedem ce se întâmplă. Aoleo, mini-zomb! Aoleo, pitici de ăștia mici! Nu-mi plac jucătorii ăștia mici de Fortnite. Plecați, bă, vedeți-vă de treabă! Du-te, vezi de treabă! Așa, gata. Băgăm și un Golden Apple. Ce-i sigur, e sigur. Și per total e super interesant trial chamber-ul ăsta. Dar momentan nu mă sperie atât de mult pe cât ziceau băieții că o să mă sperie. Nu văd nimic. Pare că l-au fost singurul spawner din apropiere. Ok, ăsta cu stray. Foarte bine. Aoleu, mamă, că se spawnează băieții. Bun, mai spawnează. Sau pe wave-uri. Trebuie să cobor până la ei să-i omor. Și abia după o să mai spawneze prietenul nostru. Ia zi, prietene, ai spawnat? Hai, se rezolvă. Ce zicem partea asta? Zice că-i rezolv pe amândoi. Și acum, ce mi-a dat? Emeralde și bricuri? Bă, apreciez emeraldele, dar bricuri? Adică, totuși. A, cred că am spart eu astea și de-aia mi-a dat. A, da, uite că dacă le sparg, săgeți emeralde și bricuri. Băi, ce chestie, ok, îmi place. Și atunci, dă să mai fac puțin ordine prin inventar. Las săgețile cu slowness, vor fi folositoare la un moment dat. Ce mai interesează astea, momentan nu mă ajută. Fierul, capul de stray, mamă câte capete voi aduna de pe aici.
Și cam atât momentan. Nu mai văd niciun spawner, așa că hai, mai jos puțin. Salut, salut, hai jos. Hai jos să povestim. Ce faci? Unde fugi, a? Cine ți-o dat voie să fugi? N-ai voie, mă, să fugi. Unde vrei să fugi? M-o dropat deja. Astea au fost două brizuri și mi-a dat o cheie. Da, aici cheia. Pot să fac... Nu pot să fac o cheie mai șmecheră. Atunci, cum deschid volturile alea mai șmechere? Ah, dar cred că îmi dropează cheia aia șmecheră dacă vin cu Omnius Battle aici. Cred că așa funcționează. Ok, per total, cred că asta a fost cu Trial Chamber-ul ăsta. Cred că nu mai sunt alte camere. Mai dau o tură pe aici și eventual vin cu un Omnius Battle ca să facem un Omnius Event. Pentru că a fost mult prea ușor în primul Trial Chamber, am zis să dau o fugă într-un Pillager Outpost și de la un capitan spawnat acolo am făcut rost de acest Omnius Battle cu Bad Omen 2. De ce am făcut asta? Ei bine, vreau să compar loot-ul din primul meu Trial Chamber cu cel din al doilea, unde voi folosi și această poțiune. Așa că hai să începem. Așa a început Trial Omen. Aoleu, stai că ăștia sunt cam șmecheri. Trebuie să fiu foarte atent pe aici, că ia uite, se spawnează cu iteme de diamant, pe ei, cu tot ce trebuie. Iteme de aur chiar. Aoleu. Ok, ok, hai să pregătesc totul în caz de probleme cu băieții ăștia. Bă, nu mai dați, nu mai dați, vă rog frumos, că nu v-am făcut nimic. Bine, cât timp nu iau poison, suntem bine, dar dacă iau poison, va fi destul de nașpa. Aoleu, stai că o să îngheț pe aici, nu-i bine deloc. Sparge-l ăsta. Bun, bun, bun. Mor, bă, așa. Hai să scap de aici. Deci ăsta era powder snow. Ok, ok. Stai că apar și efecte random, ceea ce nu-i bine. Aoleu, aoleu, aoleu. Ok, astea cu strength, bune, bune. Nici n-am ce mă interesează cel mai mult, și anume arcul. Fără arc e extrem de greu. Ce-am primit aici? Ozing. Ce-i ozing ăsta? Ok, mi-a dropat ăsta ceva? Nu știu, nu-mi dau seama dacă mi-a dropat ceva, că am mult prea multe lucruri în inventar. Dar dă blocurile astea ca să-mi fac un drum dintr-o parte în cealaltă. Hai, mă, ce-i cu alte efecte pe voi? Vedeți-vă de treabă. Ah, ok, s-o dus. Și acum eu trebuie să mă arunc peste ei, așa-i? Da, trebuie să mă arunc peste ei. Mai am strength? Mai am strength. Hai, în partea... Mamă, bă, da, m-a aruncat fix în aer, o trebuie să mă poliți, a? Fix în timp ce eram în aer, gata. I-am făcut pe băieți. Ok, ok, au venit și slime-urile astea pe aici. Nu mai da, bă. Nu mai da atâta. Dăm niște blocuri. Numai ca să mă urc acolo. Aoleo, foc. Nu-i bine. Mi-au dat băieții foc. Ce dropează asta? Morcov de aur. Pe bune. Atât de greu și tu-mi dai un morcov amărât de aur. Ok, ok. Ce pot să zic? Și-ar fi interesant să... Îți dea jocul dropuri diferite în funcție de modul în care joci. Dacă te joci pe hardcore, să-ți dea mai mult. Dacă te joci pe survival, să-ți dea mai puțin și tot așa. Sau să fie mai greu cu mobii. Dar ideea e că în partea asta mi-a dat vită și acolo nu mi-a dat mai nimic. Pă bune, ia zi, prietene, ce dropezi aici? Să geți și emeralde. Ok, loot mai bun din câte pot observa. Dar am făcut rost de astea. Aruncă-le pe toate acolo și mai departe acum. Totul să fie pregătit pe aici în caz de ceva. Merele de aur, niște cheițe și spargem pe aici ca să trec la următoarea zonă. Cufărul gol și ok, aici trebuie să mai fie niște spawnere. Băiatul nostru zice că l-a pornit. Super, acolo văd de la mare. Dar vreau cheie de-aia șmecheră, vă rog eu frumos. Dacă se poate, cheiță șmecheră. Aia, aoleu, aoleu, ce se întâmplă? Ăsta-i scopul meu pe astăzi, o cheiță din aia șmecheră, care nu știu cum se dropează, dar, hei, aoleu, cât timp fac rost de aia, eu sunt fericit. Bă, dar sunteți cam mulți pe aici, nu credeți? Sunteți mult prea mulți? Vedeți-vă de treburile voastre, hai, toată lumea acasă. Hai, nu aveți nimic de văzut aici. Vă rog frumos, toată lumea, mergeți la voi acasă. Ia ziceți băieții, vită! Mulțumesc, mulțumesc, chiar vită voiam. Cap de slime, ăla-i bun. Ăsta ce drop? După ce batem pe toți, ce dropează băieții aici? Nimic, aparent chiar nimic. Ok, deci lasă slime ball-urile, foarte multe de altfel. Ață, scrape, pottery shard, frumos. Și cam atât momentan. Și acum
mai sus puțin ce se întâmplă, sau chiar în partea asta, multă apă. Salut, ce se spawnează la voi? Păianjeni. Mulți păianjeni. Adică dacă stau aici și bat pe toți de cum apar, ar trebui să fie ok. Să nu fugă niciunul. Ok, bine că a fugit ăla. A murit când a căzut acolo. Așa. Hai, că vreau să văd dropul exact de la ăsta. Slime muri. Ok. Și acum ce mai apare? Hai că vă bat și pe voi. Ok, asta șmecheră. Finally. Omnios Trial Key. Acum am înțeles ce-mi trebuia mie. Deci un Omnios Event ca să fac rost de cheia asta șmecheră și să deschid acel Vault șmecher. Ia, ce e aici jos? Paturi. Ok, paturi într-o geodă? Ce interesant s-a spawnat. Bun, am aceste cheițe, dar trebuie să-mi golesc inventarul. Bine, inventarul meu oricum e tot timpul plin. Nu știu de ce am rămas cu toate lucrurile astea la mine, dar hei, să fie acolo momentan. Încep băieții să apară. Uai, dau ăștia cu arcuri enchantate. Încă n-am prins pe unul cu un power din ăla de să mă rupă. Dar, ok, are flame. Cineva are flame pe aici. Bun, îl batem și pe ăsta. Fără arc e groaznic. Deci, părerea mea, fără arc nu veniți pe aici. Ok, ăia-s jos. Ăsta în partea asta ar trebui să spawneze ceva. Ia să deschidem și pe tine. Bun, o spawnat pe tot poporul pe aici. Deci, un Omnios Event de Tier 5. Mi-e frică de ce o să se întâmple pe acolo. Băi, stai un pic, că vă dați cam tare, nu credeți? N-am fost pregătit pentru așa ceva. Ce mai aici? Infested? Aoleo. Ceva ce a infested? Dacă mă lovește cineva apar... Ok, mi-e frică. Dacă mă lovește cineva apar bușteri din aia, silverfish-uri. Și chiar nu vreau, că silverfish-urile mă vor ataca pe mine. Încă s-a infestat. Foarte multe efecte. Bă, nu mă arunca, mă! Ui la el! Ui la el ce mă aruncă, dar cine ești tu aici, mă, să mă arunci, a? Ia zi. Mai și fugi când trebuie să ne batem. Gata, l-am bătut pe băiat. Apar și silverfish-urile. Gata, încă un pic, încă o lovitură. 4 lovituri trebuie să-i dau? Ok, hai să vă dau lovituri și vouă. Ce se întâmplă pe aici? O dropat? Vită, bă, pe bune, vită. Apă, bun, suntem bine. Dacă trebuie să prind dispensere, faci jos de o grămadă de chestii. Acum, ce e aici sus? Nu i-am bătut pe toți? Oh, stai așa, că în partea aia e ce trebuie. În partea aia e ce trebuie. Hai sus. La ce mai folosim? Mai folosim niște tuf. Aici e cheia asta, șmecheră. Bun, mai am de mers pe undeva. Nu mai am de mers pe nicăieri. Per total, e faină zona. Îmi place super mult Trial Chamber-ul. Dar e destul de, cum zic, ușor la început, greu cu un Omnios Event. Nici nu știu cum să-l cataloghez. Vie aici full fier? Vie aici full diamant? Întrebare foarte bună. Ultra Hardcore e un challenge destul de bun, aș putea spune. Primul de ăsta pe care îl deschid, ce dropează? Știi că am cheița asta șmecheră, hă? Ia, uite, fii atent aici, ce dropezi? Breeze Balls, hei. Ok, crossbow și... Piercing 2. Bun, măcar avem 19 astea, Wine Charger, așa, scuze. Wine Charger, nu ce ziceam mai devreme. Și pe unde mai merg de aici? Adică în partea asta clar nu mă mai duc. Poate în partea aia e ceva. Sau nu găsesc nimic. Ba uite, în partea asta se continuă. Stai un pic. Gata, îs pregătit. N-am băgat mărul ăla de aur. Bun, salut băiatul. Nu trebuie să te lovezi să te rezolvi dintr-o lovitură cu strength-ul ăla. Nu, aparent ăștia-s mai puternici un pic. Sau nu, nu mai mi s-a părut. Camera asta e faină, știu că am mai stat prin ea. Camera asta e top, pentru că e așa micuță și te poți bate ca lumea cu ei. Ce dai, mă? Ei, uite, lasă ce mă aruncă. Mă aruncă și s-aruncă și el. Mai avem vreun briz pe aici pe care l-am lăsat? Mă, ăla de sus, văd că stă bine pe acolo. Și morcov de aur, chiar un morcov de aur. Bă, măcar dacă să deau două. Măcar dacă îți dădeau două. Și acum trebuie să mă cațăr după șobolanul ăsta care se ascunde. Băi, ce stai? Nu, uite că nu-l polovi. Ce stai acolo? S-a aruncat el până la urmă.
Așa, care dai? Unde-i brizul? Unde-i briz? Ah, sau nu, nu a fost briz. Invizibil? Nu, nu, sunt numai astea care se spawnează. Bine atunci. Cufărul ăsta zice că n-are nimic în el. Și atunci voi deschide unul de ăsta. Hai, prietene, dă-mi flow. Aoleu, mi-a dat bolt armor trim. Mulțumesc, apreciez să fie primit. Nu mă ajută momentan. Ăsta, zic că-mi dai tu flow armor trim. Sau capul ăla de mace. Hai, mă. O cărticică cu channeling. Hai că-i bine, hai că-i bine. Oricum făcusem rost de un trident. Așa, tu... Oh, perfect! Ia uite-l, flow, armor, trim și foarte multe emeralde. Stai că n-am loc de toate astea. Se rezolvă acum. Bun, te lăsăm pe tine, multe emeralde. Așa, gata. Și foarte multe wine charge-uri care vor fi folositoare la un moment dat. Breezehead să fie primit. Și mai am ceva săgeți cu poison. Bun, superb, am să te aruncă-le de aici. Nu mă ajută. Și mai am ceva volturi pe care le pot deschide. Ăsta nu. Deschizi tu gurița? Nu, nici asta. Oare mai jos? Nu, cred că astea au fost toate. Și, a, nu, pe voi doi mai trebuie să vă bat. Salutare, băieții. Gata cu voi. O dropa ceva? Doi morcovi de aur. Bun, bun, măcar nu strim mâncare pe aici. Și asta a fost prin zona aceasta. Ia zice aici pe centru. Ai un dispenser cu apă. Am înțeles. Bine atunci. Am plecat pe unde am venit. Și acum întrebarea ar fi pe unde mai găsesc câteva locuri. Ia uite aici. Ce bine arată ușița asta care mă va duce într-un nou loc să continui cu Trial Omen-ul ăsta. B2, superb și un arc. Da, nașpa că devine, cum să nume, aoleu. Devine foarte repetitiv, batem păianjeni, batem stray și batem slime-uri. Adică era fain să fie toți mobii, să te trezești pe aici cu pillager, să te trezești cu zombie, cu scheleți. Era mult mai interesant. Sau chiar mulți mobi noi. Asta era cel mai șmecher, să fie o grămadă de mob noi. Încă un Bad Omen 2. Mă, câte sticle de Bad Omen 2 mai dropează băieții ăștia? Nu că m-ar deranja, dar era drăguț să găsesc o sticluță cu Bad Omen 2 în celălalt. În partea asta... A, ia uite mă că scapete. Deci aici e cap de... ok, n-am vrut să spargă ăla. Aici e cap de briz. Pe partea asta e cap de păianjen. Și în celălalt erau două capete de scheleți. Ce tare sunt chestiile astea. Deci afli lucruri noi, dar după ce le afli pare un pic cam... pare un pic cam repetitiv. Ce-ar fi șmecher pe viitor și chiar m-ar bucura să nu uite de această structură. Adică, nu știu, zicem că în 1.21 fac băieții end update și vor adăuga mobi noi în end. Atunci, automat, mobii respectivi să fie și ei adăugați în acest trial chamber. Deci, mobii care vin să nu fie... Uitați, mamă, bloc de diamant! Superb, superb, superb. Ia pune aici tot ce mi-a dropat băieții ăștia. Și ar merge acum crafting table-ul ăla. Nu o să vă mint. Lemn n-avem pe aici? N-avem. N-așa. Atunci. Și mai multe camere? Cumva? Tot văd pe dreapta și pe stânga aceste ușițe. Așa că hai aici. Trecem prin zid. Și am ajuns la o cameră care duce la un golden apple. Hai că mă mai scap de pierderile pe care le-am avut. Eu am mai folosit golden apple pe aici. Și sus de tot se întâmplă cumva să mai fie vreo ușiță. Dai uite ceva în partea asta. În partea asta am fost? Aoleu, n-am fost. Deci, băgăm una bucată poțiune, a doua bucată poțiune. Și să mă pregătesc puțin în cazul în care se întâmplă ceva neplăcut. Bă, nu dați, nu fiți răi. Mai așteptați un pic până îmi las și eu toate astea pe aici. Și acum, hai. Acum ați pregătit în cazul în care vreți să ne batem. Ah, ok. Mi-a dropat cartof. Da. Ah, în camera asta am fost. M-am pregătit degeaba, să înțeleg.
Da, asta este. Hai că mă uit pe aici dacă găsesc vreo încăpere. A fost o zi lungă, dar și interesantă, pentru că nu știam prea multe despre Trial Chamber și să merg direct pe Ultra Hardcore, acolo a fost un challenge destul de interesant. Așa că, hai să vedem, acesta este loot-ul din primul Trial Chamber. Am făcut rost de acest disc pe care îl voi pune la colecție undeva, dar n-am mai time frame acolo. Hai să rezolv eu colecția atunci, te iau pe tine, eventual, nu știu, mai pregătesc pentru un disc pe viitor când va mai apărea unul și se rezolvă în partea asta discul din Trial Chamber. Și am cele două armor trimuri pe care cred că le voi pune în zona aceasta sau fac undeva aici pe centru, nici nu știu, lăsați în comentarii unde credeți că ar merge cel mai bine să le pun, poate exact aici, că voiam eu să pun merele de aur enchantate pe care le mai găsesc și să am 18 până la finalul celor 1000 de zile, dar cred că vor rămâne cele două armuri și poate, de fapt nu, asta rămâne, atunci numai pe dreapta și pe stânga, gata, am găsit locul, dar per total acesta este loot-ul din primul și după ce am folosit un Omnios Battle cu Bedouin 2, am făcut rost de mult mai mult loot, deci funcționează ca raidurile, dacă cu cât ai mai mare de fapt Bedouin-ul, cu atât loot-ul este mai bun și mă gândesc să pun cheițele astea tot pe acolo pe undeva, ca niște trofee, dar astea mă interesau, Flow Armor Trim, Bolt Armor Trim și în partea aceea acel disc. Per total, loot-ul, eu zic că a fost foarte bun, am făcut rost și de un măr de aur enchantat, mai puteam deschide niște volturi, dar n-am vrut treaba asta și Slowness 4, săgețile astea sunt chiar șmechere, păcat că n-am făcut rost de mai multe. Niște capete, diamante, per total, mie îmi place loot-ul și aș aprecia să lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre loot-ul care se găsește în Trial Chamber și întrebarea cea mare, ai fost până acum într-unul